Deci în acest tub multietajat am un fagure fals pe perete aici pentru că n-a avut ramă. A crescut un fagure ca un fel de anticameră. A umplut spațiul acela gol, a făcut el o compartimentare acolo. E până jos, e cu albină, e fagure vechi, ce să-i mai fac? Deci n-am încotro decât să-i formez pe peretele acela cuibul. Am ajuns jos la primul etaj, la parter, și aici îi voi lăsa ramele fără puiet. O să-l fac pe 8 rame în primul corp și 8 rame în corpul 2. 16 rame 3 pe 4, așa va rămâne. Jos ramele goale, fără puiet, mă rog, au miere în ele, cum ați văzut și pe aceea, cum are și asta. O să o dau acolo. Da, deci mai au ceva miere, postură, nu mai au puiet. Le las jos la primul etaj și deasupra ridic cuibul cu puietul. Adică ramele acestea care au puiet, ramele acelea pe care le-am ales au puiet, astea vor merge în corpul 2. Cuibul lui de multietajat va fi sus și jos ramele goale, fără puiet. Și îl fac, cum vă spuneam, pe 6 rame jos și 8 rame jos și 8 rame sus. Așa va rămâne cu diafragme și așa va ierna. Pe două corpuri, fiecare cu câte 8 rame. Jos ramele goale fără puiet, cu miere și cu păstură, le vor urca ele, le vor pune acolo unde trebuie și sus ramele cu puiet.